Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Avem astăzi întâlnire cu pictura, cu forma coloristică a lumii, într-o formă artistică, personală, numită Mihai Teodor Olteanu. Un nume cunoscut, un artist în întreaga simbolistică, în întreaga plenitudine a acestui termen. Cine îl cunoaște știe că nu exagerez. Motivația pentru care Mihai este atât de emoționat e un fapt mult, foarte mult așteptat. E vorba de un album care e o proiecție a propriului suflet. Veți mai vedea imagini și din interiorul acestui album. Și spun că și-a dorit și ne-am dorit și noi să vorbim în principal despre această reușită, despre albumul în sine, dar desigur și despre recentele expoziții și expozițiile pe care le plănuiește și care urmează a fi. Mă grăbesc să-i spun bun venit, fără să-i fac o altă prezentare. Arta lui Mihai Teodor Olteanu vorbește de la sine, lumea îl cunoaște, nu aici, ci peste tot, de la Luxemburg și până la București, de la Timișoara și până la Iași, ca să spun doar câteva destinații geografice. Bun venit, Mihai! Sărmana! Ești, de fapt, emoționat pentru două lucruri împlinite. Pentru acest album, despre care vom afla povești și întâmplări și mărturii artistice și despre o altă împlinire, o recentă expoziție care a avut loc la Lugoj și care s-a bucurat de foarte mult succes. Lugojenii știu să prețuiască arta și desigur că orice expoziție pentru oricare dintre artiștii plastici este o nouă experiență, o nouă viziune asupra lumii. Așa că te-aș ruga să-mi spui mai întâi cum de acest album a fost atât de mult așteptat. E drept că a fost un cadou al vieții, că a apărut chiar de ziua ta, de Sfântul Mihail și Gabriel. Album care întrunește o selecție de lucrări pe care... O sută de lucrări pe care le veți vedea în parte și rulând pe ecran. Așadar, începem cu această bucurie. Albumul se numește, de fapt, Sărumâna. Bună seara celor care au bucuria să ne privească, au toleranța să ne asculte și poate că într-o zi își vor da seama de faptul că n-a fost un ceas pierdut, ci doar un ceas câștigat pentru mai apoi, pentru ceea ce vine după o zi încărcată, după o seară în care poate te întrebi ce le pui la cină copiilor și apoi o noapte în care visele își dau frâu, îți dau și ție frâu și te îndeamnă să te întâlnești cu îngerii. Cu îngerii. Întrebarea este, 100 de lucrări selectate, selecția ți aparține? Selecția mi aparține, sunt 100 de lucrări selectate din 500. Din 500 de lucrări. Deci din 500 am dat 400 la o parte și am lăsat 100. Și sunt lucrări... 90% din aceste lucrări sunt pictate în anul 2023, anul capitalei culturale aici era europene, întrebarea, perioada în care au fost lucrate. Deci în 2023, în anul capitalei culturale, ai reușit să semneze atât de multe lucrări. Mult mai multe, pentru că sunt lucrări care se iau direct din curte,
direct din stradă și care nici măcar nu apucă să fie semnate sau nu apucă să fie fotografiate de mine. Din păcate. Și din păcate și din fericire. Pentru că nu faptul de a le număra, nu faptul de a le pune într-un catalog, nu faptul de a te înfiora pe tine e important, ci faptul de a fi furate, furate în sensul metaforic de public, exact cum un actor își dorește după o piesă de teatru, după o reprezentare, măcar 2, 3, 4, 5 secunde de ropot, de aplauze, așa și pictorul adevărat, pictorul care la naștere s-a întâlnit cu îngerul său, a cărui viață îngerul i-a povestit-o din câteva priviri. Asta, da. Și nu din câteva cuvinte, ci doar din câteva priviri, iar el, pictorul sau zugravul, nu mai contează eu sau altul, alții sunt pictori, eu sunt încă zugrav și sunt fericit că mă simt așa, sunt fericit că doar după acest drum între cer și pământ pe care îngerul la naștere mi l-a povestit în câteva lumini a ochilor, când acest drum se va întrerupe câteva clipe și atunci voi putea avea mândria, bucuria, speranța că am fost, că rămân și voi rămâne pictor. Ca pictor, un pictor al Timișoarei. Foarte frumoasă cetăți, mărturie a acestei cetăți pe care se știe. Ai onorat-o cu foarte multe lucrări, expoziții, mărturii, volume și, bineînțeles, tablouri. Spuneai că acest, să-i spunem, obiect de artă și de suflet este și un cadou pentru Timișoara Culturală pe care îl face Mihai Teodor Olteanu, a apărut la editura Metropolitan Art. Dar nu numai atât vreau să spun. E prima, acest cadou așa, făcut mie, e primul cadou în sensul biblic al cuvântului așa, cadou, dar și în sensul material al acestui cuvânt. Pentru că după 35 de ani de la Revoluție, o instituție de artă și cultură a județului și a Timișoarei, și anume Muzeul Național al Banatului, sub egida, desigur, a Consiliului Județean Timiș, a dorit și m-a rugat, ei m-au rugat, în speță directorul muzeului, un om extraordinar, să-mi facă alcătuiește acest album. Să-mi facă o sponsorizare. Să-i las să-mi sponsorizeze foarte frumos gest. Album. Foarte frumos rugămintea gest. Lor și a fost de-a dreptul o întâlnire și o emoție extraordinară. Pentru da. Că nu mai pățisem asta niciodată. Niciodată. Absolut. Dar niciodată. Acest nicio album instituție. Deci are încă un să zicem așa, un halou de unicitate. Odată că e ceva nou, odată că sunt 100 de tablouri, că sunt dedicate Timișoare, dar, cum spui, niciodată nu ți s-a oferit nu, o asemenea doar eu am șansă. Oferit. Doar tu. Eu doar am tu oferit. Ți-ai făcut toate catalogele. Inclusiv și în 89-90 am oferit Timișoarei un altar în aer liber, nu Timișoarei, ci martirilor Timișoarei. Da, care un există. Altar, nu, ars. I s-a dat foc. I s-a dat foc de către bunicii celor care conduc azi România. Din păcate, bunicii lor aveau acest sau acel nărav de a distruge o operă de artă care pe ei îi înspământa. Pentru că acel altar
a stat în fața catedralei. Eu văd și acum în fața ochilor. Pe urmele taburilor. Și aia vreau să spun, foarte mulți timișoreni au în minte, se păstrează în memoria colectivă, în memoria orașului, chiar dacă s-a întâmplat așa un eveniment incalificabil. N-aș vrea să te întristezi acum, de aceea mergem mai departe pe ideea că această pictură, deja arhicunoscută, splendidă, are o poveste, dar și ultima pictură, adică ultima copertă cu această pictură, a doua copertă. Altă poveste. Voi începe cu povestea celei de a doua. Te rog, pentru aceasta că e. Da. Cea de a doua e o lucrare pe care am pictat-o în noaptea dinaintea deschiderii oficiale a capitalei culturale, a Timișoarei, capitală culturală europeană. O deschidere oficială la care eu îmi puneam, pentru care sau prin care și de care eu îmi puneam atâtea și atâtea speranțe. Atât de multe vise îmi făcusem și această lucrare am pictat-o într-o noapte la o dimensiune mare de 2x2. Reluasem din nou această dimensiune care nu-mi intră pe ușa atelierului, din păcate. Am pictat-o afară, în curte, și am pironit-o în fața porții străjuită de doi îngeri. A porții mele de pe Alexandrie, străjuită de doi îngeri. Și să spunem lucrarea, că... Iartă-mă, lucrarea a fost văzută 3 zile și 3 nopți de 14.000 de oameni. E o cifră care nu e din burta mea, e o cifră pe care eu pot să vă spun de unde am aflat-o, dar nu are nicio relevanță. Ba da, e un document, zine. Da. De unde? Ei, din contactele pe care în acele 3 zile și 3 nopți le-am avut cu oamenii care au văzut-o, care au fotografiat-o, care au filmat-o și care au vorbit-o doar de bine. Evenimentul deschiderii Capitalei Culturale se întâmpla la 100 de metri de poarta mea, în Piața Unirii, iar deschiderea oficială a fost făcută, din păcate, de artiști aduși din altă parte. Păcate. Și nu de artiștii Timișoarei. Nu, pentru că asta e. Nu condamn pe nimeni. Fie, da, trebuie nu condamn pe nimeni. Din... Dar eu vreau să fac precizarea că multe alte lucrări ale lui Mihai Teodor Olteanu au adăstat în fața porții sale nopțile și nu le-a furat nimeni. Respectul pentru artă a rămas. Noapte de noapte, un tablou stă pe un șevalet. Este acolo într-un șevalet, da. Și împăzește casa, împăzește curtea, împăzește atelierul. Dar în acea zi de deschidere oficială acestui nobil titlu. Să ne referim exact calendaristic, e vorba de 16 februarie, când 17 a fost deschiderea. Nu mai știu ziua. Nu contează. Dar nu are nicio importanță. Dar are importanță. Nu. Acum, nu. Important e că artiștii timișoreni trebuiau să fie puși în față. Avem 5-6 pianiști de talie mondială. La deschidere a cântat un pianist din Danemarca care nici măcar n-a avut bunul simț să-și ridice o clipă ochii de pe clape și să se uite la publicul care l-aclama și care îl iubea nu doar pentru muzica lui, nu doar pentru clapele lui, ci îl iubea pentru faptul că cântă pentru Timișoara, pentru un simbol al culturii. Adică să nu zicem chiar că îl iubea, că nu-l cunoștea, îl aprecia, îl omagia. Nimeni nu-l cunoștea. Nimeni nu-l cunoștea. Asta a fost într-adevăr. Așa-i. Da, da. Au cântat și alții din Clăjani atunci. N-am nimic cu acei oameni. Dar regret că marii artiști ai Timișoarei, atunci, în acele 3 zile
și trei nopți, marilor artiști ai Timișoarei nu li s-a dat șansa să se manifeste. Pentru că niciun alt artist al altui oraș, al altei țări, al altui continent nu putea să facă, să creeze emoție cum puteau artiștii noștri. Nu putea să simtă cum puteau artiștii noștri, nu putea să simtă. Dar, și aceasta e povestea acestui tablou. Acestui tablou. Și e, aici... Încă un pic. Da? E o Timișoară spiritualizată, e o Timișoară vetustă, e o Timișoară a spiritului plină de înălțare, e o Timișoară, e un tablou făcut pe trei registre orizontale. În prim e o Timișoară care însă, în speranța mea artistică și culturală, seamănă cu Parisul. Iar bega mea, pentru un moment, a fost Sena. Podurile de pe bega au devenit aici, poduri, da? De pe Sena. Da. Iar în fața Senei am văzut trăsuri de acum 100, de acum 200 de ani, trase de niște cai care voiau să zboare. Voiau să zboare din capitala culturală a Europei în însăși miezul Europei. Atunci noi am fost miezul Europei. Trebuia să avem, sau nu eu și nu ceilalți artiști, ci oficialitățile orașului, mai multă grijă de această zi. Va mai veni o astfel de zi peste vreo 100 de ani, când nu vom mai fi Timișoara capitală culturală a Europei, când vom fi o capitală culturală a lumii, pentru că eu cred că așa cum merg lucrurile, peste 100 de ani nu vor mai fi continente, nu vor mai fi țări, ci va fi o singură bucată de pământ trăită de oameni, care se va numi lumea rotundă. Lumea rotundă. Oh, nu vrem încă în lumea rotundă, vrem aici în contemporaneitate și ne oprim asta e la cea de-a doua. Asta e viitorul, da? Lumii. De fapt, a doua poveste, dar e prima imagine. E un chip care e cunoscută, deja a mai apărut și pe coperta cărții, exact, editată cu Vasile Bogdan. Cu același nume. Cu același nume, da. Întâlnirea cu Îngerul. Îngerul, da. Și toate expozițiile din acest an, care vor fi încă multe, se vor întâlni, se vor numi toate Întâlnirea cu Îngerul. Nu sunt eu, Îngerul e acel artist care pendulează între cer și pământ pe o beată sfoară care îl ține în bătaia vântului, în bătaia ploilor și a norilor sălbatici, îl ține acolo între cer și pământ, pentru că niciodată niciun artist al lumii nu poate lăsa în urma lui ceva sublim, ceva nemuritor, dacă sufletul lui nu este dăruit acestei pendulări între cer și pământ, între puterea pământului și eternitatea și deschiderea și lumina cerului, între trup și suflet. Trupul e pământul, sufletul e cerul. Niciodată artistul adevărat nu vrea să rămână doar prin zonierul pământului, adică al trupului. Sigur, și ci tânjește eternitatea aceea, lumina eternă, care se numește cerul înstelat. Înstelat. Acolo Îngerul care i-a venit din prima zi, de la facere, de la naștere, îl va purta și acolo, și Îngerul în câteva clipe îi va dărui eternitatea, îi va dărui nesfârșirea lumii, pentru că arta e eternitate, e un nesfârșit, e o nesfârșire a lumii. Și adevărat, și vrem să facem precizarea că imaginea
este desigur artistică și fără limite poate să inducă diverse interpretări, nu este imaginea unui înger obișnuit, de fapt este harul artistic în diverse nuanțe interpretative, după cum fiecare privitor sau alt artist poate să îl facă la o adică, să facă o conversație, o mărturie. Albumul este deci un dar care însumează acele 100 de lucrări și emoții creative din perioada Capitalei Culturale. Și nu doar atât. Și nu doar atât. Nu doar atât. Pe coperțile catalogului sunt înăuntru, pe coperțile interioare, deja? Sunt două texte dintr-o mare doamnă a scrisului românesc, Doina Uricariu, o doamnă pe care am întâlnit-o în orașul Lugoj, într-un oraș pe care îl caut, îl iubesc și în care expun din 1969. Nu știu câți ani au trecut de atunci, cred că unul sau doi sau trei, poate mai mulți, dar nu contează. Iar în urmă cu aproape 8, 10 ani sau 6 sau 9, iarăși nu contează, la o altă expoziție din Lugoj aveam o expoziție numită Scara Raiului. Acolo o mare doamnă a scrisului românesc își lansa o carte numită Scara Leilor. Se numea Doina Uricariu, era plecată de la noi, din Bucureștiul nostru, și stabilită în New York. La prima întâlnire mi-a propus o expoziție la New York pe care, din păcate sau din nefericire, nu am făcut-o, pentru că în sediul ICR-ului din New York, pe care această doamnă cu demnitate l-a condus, România a prezentat o expoziție exhibiționistă de sculptură. Da, știm, care a fost foarte mult discutată. Iar doamna Doina Uricariu, datorită acestei expoziții, și-a dat demisia. Da. Iar eu, datorită demisiei doamnei, n-am mai vrut să expun la New York. În acel spațiu. N-am avut nimic cu New York-ul. Da, în spațiul respectiv, sigur că da. A fost un afront adus arte. E o poveste tristă, e o poveste de care n-ar trebui nici să uităm, dar nici să ne amintim cu bucurie. Nici să ne amintim prea des. Și vorbim despre expoziții care aduc bucurie, asta a rămas la capitolul așteptare. New York are mult mai multe alte galerii unde poți fi invitat și lucrurile rămân în așteptare și în rezolvare. După expoziția de la Lugoj, de curând încheiată, de o zi, urmează o șiruire de proiecte de data aceasta. Aș vrea să vă spun că la Lugoj, da? Pe lângă faptul că publicul a iubit această expoziție, din publicul iubitor de artă expusă la Lugoj face parte o mare artistă a noastră care a lucrat multă, multă, multă vreme la opera din Viena, se numește Aura Swarovski. Aura Swarovska este un mare nume. Swarovska, îi spun Swarovski nu din greșeală, ci în adins, pentru că are și aur și strălucirea Swarovski, acelor pietre. Da. Iar despre expoziție, o actriță din Lugoj, pe nume Maria Rogobete, a scris un text incredibil de frumos într-o revistă condusă chiar de domnia sa, într-o revistă a teatrului lugojan, a scris un text
de care doar pe Deliu Petroiu, pe marele critic de artă Deliu Petroiu, pe marele om de cultură Deliu Petroiu, îl credeam vreodată în stare. Acest text m-a emoționat până la lacrimi, emoția nu mi-a trecut nici acum, iar la închiderea expoziției am găsit acest text în într-o plachetă a teatrului din Lugoj. Am dat acest text la două ziare săptămânale de cultură și artă din Timișoara și mi-au obiectat că textul e prea lung. Normal că am plâns. Dar, extraordinar. Dar mi-a trecut. Dar mi-a trecut. Extraordinar. Și patronii acestor ziare îi cunosc, mi-s prieteni. Textul e prea lung. Da. Puteau să se găsească două numere consecutive. Nu, pașii patru. Exact asta am spus și eu. Se poate găsi o soluție. În foileton. O soluție, dar, sigur că da. Păcat. Actrița, știind că n-a fost publicat în Timișoara, peste noapte l-a publicat în revista ei de cultură, revista teatrului din Lugoj. Rămâne și acolo, da, rămâne un reper, teatru din Lugoj, oricum este un reper. După orașul Lugoj și orașul, nu doar tu, teatru, bineînțeles, e orașul cultural cu o istorie despre care s-a vorbit, s-a scris, se va mai vorbi, se va mai scrie. Este într-adevăr referențial. Vreau să te întreb dacă următoarea expoziție va fi oare unde? La Iași, la București, nu. La Cluj, da. Nu? Nu, și acolo urmează. Următoarea expoziție e în Bastionul Timișoara, aici, în la 17 noi. Da. Aprilie. Cealaltă următoare, după cea de la Timișoara, e în 10 mai, de Ziua Regalității Române, o expoziție închinată cele mai dragi regine pe care eu o cunosc doar din povești și o cunosc mai ales din contribuția ei la arta românească, din contribuția ei de la Balcic, unde marii noștri artiști au strălucit la fel ca și smalțul icoanelor, ca și smalțul porțelanului, ca și smalțul cănilor românești. Și vreau să spun populare. Că din albumul acesta despre care am vorbit, am scos aceste fotografii ale reginei, care nu au fost deloc puse întâmplător aici, doar să facem liantul, legătura cu mărturia artistului. Nimic nu e artistului. Mai ales după ce... O expoziție de acest gen pe care o gândesc și o proiectez, mi se pare că are caracter de unicitate. Nu s-au făcut prea multe în acest sens. Bravo imaginației lui Mihai Teodor Olteanu. Am ales o sală din Lugoj superbă, o sală în care expun din 69 încoace, da. O sală a Uniunii Artiștilor Plastici din Lugoj. Nu vă speriați, așa se și numește. Cred că nu e o întâmplare. Cred că nu e o întâmplare ca un oraș la 56 sau 57 de kilometri de capitala județului să aibă Uniune a Artiștilor Plastici și nu de ieri și nu de azi, ci mult dinainte de 89. E singurul județ pe care îl știu eu din această țară care are două Uniuni ale Artiștilor Plastici. Iar în 69 eu am fost întâmpinat de artiști precum Streleț, precum nu mai contează, erau trei mari nume ale vremii picturii și picturii care a rămas de atunci, în Lugoj. Unul din doi au plecat la ceruri, unul trăiește în Timișoara și se numește maestru Orăvițan. Extraordinar. Ei, atunci, în 69, când iarăși nu pot să socot câți ani aveam, oricum eram aproape ca un puști sau aproape de puști, mi-au expus lucrările alături
de ei. Deci acest semn, câtă generozitate, nu? Acest semn pentru mine a însemnat o garanție pentru tine. Nu doar pentru mine, ci pentru acea mărinimie a logojului, căruia eu din acel, eu nu cunoșteam încă Timișoara, nu văzusem încă Timișoara, așa, da. Văzusem doar logojul, am expus la Lugoj, pentru că cunoscusem deja o primă mare iubire a vieții mele, care trăia în Lugoj, și datorită ei am expus acele lucrări, iar acești monștri sacri de atunci, Străleț, Orăvițan și Tudan, iertați-mi întârzierea gândului, mi-au expus lucrările alături de ei, ei fiind deja niște artiști consacrați, eu fiind deja sau încă și deja și încă un puști dornic de a întâlni arta adevărată și de a întâlni o capitală spirituală a Banatului, care de atunci și până în vecie se numește Lugoșul. Așadar, urmează această expoziție, să spunem, închinată regalității, românești. În care și portretul cel mai important, așa? Nu unicul portret, va fi al reginei noastre, Maria. O femeie pe care un alt mare artist, o ființă, așa? Și femeie și ființă, pe care un mare alt artist al Timișoarei, sculptor, un mare sculptor care a plecat de curând dintre noi, Aurel Gheorghe Ardeleanu, da. A păcat. Sculptat-o și pe care, de dragul ei, eu i-am cerut primarului de atunci să o mute în fața lui Ferdinand, ca să, el a făcut alta, n-a adus-o pe cea, n-a turnat-o pe cea din parc, ci a făcut o altă, Regina Maria, și a pus-o față în față cu ca o întregire a istoriei, da. Între a imaginei. Între ei mi-am dorit un obiect plutitor, zburător, strălucitor, anume? Care se numește cubul Lumina Îngerilor, pe care din motive materiale, știm, multe obiective, motive, nu s-a realizat. Nu s-a realizat. Da, era, într-adevăr, era o nu s-a pierdut imagine nimic, formidabilă. Nu s-a pierdut nimic, da. Pentru că eu lucrez mai departe la acest concept. Acest proiect, da. Și am găsit locuri potrivite pentru el, inclusiv într-un loc unde la 1 iunie se va naște. Totuși va fi, da? Da, va totuși fi. Va fi acel acest obiect, loc, cum îi spui tu, dar într-adevăr este o creație artistică, vreau să vă spun, stimați telespectatori, gândită îndelung, ani de zile, deci, va fi proiectată, și aici are din nou caracter de unicitate artistică și într-un fel tehnică, science fiction, lumină divină, lumina creației, e mai mult de atât. Toate le poți. E mai mult de atât pe care le poți. E tot un vedea. Dar pe care doream să-l fac de centenarul României, deci atunci în 2018, în 18, da? Am vrut apoi să-l dărui Timișoarei în deschiderea capitalei culturale. N-am putut, din motive pentru materiale. Pentru că nu s-a realizat, da, din motive materiale. Nu s-a realizat, da, pentru da, că asta, eu, din păcate, sunt un pictor sărac în bani, dar nu-i nimic, mă voi trata, iar acest cub se va naște într-una dintre cele mai frumoase galerii ale Timișoarei, care se naște în această perioadă, într-un loc al nașterilor. Unde și anume? Într-un loc al nașterilor, unde anume, nefiind metaforă, în noua maternitate a Timișoarei. Și va fi în fața. Acolo, nu. Chiar e simbolic, e foarte nu bine ales. Nu știu încă locul
unde va fi plasat. Dar e simbolică vorbesc cu domnul director Sândesc. I-am propus el mi-a propus o galerie în Spitalul Județean pe care am refuzat-o. Am refuzat să-i o fac. Am mai făcut odată o galerie acolo. Spațiu, arhitectura nu îmi permit ceea ce îmi permite noua maternitate a Timișoarei, în care de 1 iunie, de ziua mondială sau internațională a copilului, da, se vor naște primii îngeri ai Timișoarei. Ei, în acele holuri și în acele spații care primii noi îngeri, printre, că mai sunt și alții. Se derulează printre de la un hol la altul, se naște această galerie numită Fecioara cu pruncul și într-unul din spații, interior sau exterior, dacă mă ajută Dumnezeu, dar clădirea e foarte în una din spații va fi această lucrare de care vorbim. Da. Interior sau nu este niciun exterior. Pericol dacă este spațiu deschis, mă gândesc la ploi, la... Nu poate ea e protejată. Atinge, e protejată, da. E acest cub lumina îngerilor pe care zeci și zeci de oameni mi-au spus să fac un act de paternitate, iar eu n-am dorit. Și? Pentru că arta are o singură paternitate. Dar o poți dărui orașului, nu? Are o singură paternitate, are un singur nume, el, cu E mare. Dumnezeu. Că tu ai pus mâna, e cu totul și cu totul altceva. Da. Dar arta a făptuit-o el prin mâna ta, prin mijlocirea mâinii tale, pe care, sigur că da, mama ta ți-a dăruit-o și îngerul tău ți-a îndreptat apoi mâna spre artă. Această maternitate, această galerie în maternitate va conține pentru prima oară ceea ce eu n-am văzut niciodată în nicio galerie din lume, deși după 90, plecând prima oară din țară după 90, am văzut multe galerii. Și am și expus în câteva dintre ele. În spații unde se vor naște copiii, vor fi tablouri care vor porni de la Fecioara cu pruncul, de la care nu e altceva decât o metamorfozare a fiecarei mame care naște. Frumoasă, un alt nou frumos proiect. E veșnicul Iisus. Da, care a murit pentru noi, exact pentru ca noi să renaștem de fiecare dată, pentru ca noi să nu avem niciodată intrarea într-o moarte. Deci este o expoziție definitivă. Simbol. O așteptăm cu foarte, foarte mare interes. Vor fi, știu că vei pe lângă, avea un pe drum... lângă tablouri, pe lângă icoane, da? Pe lângă maternități, pe lângă Fecioara cu pruncul, pe lângă mame alăptându-și copiii, pe lângă nuduri pictate într-un stil al secolului 14, 15, 16, care nu te trimite nicio clipă la vulgaritate, ci doar către floare, către divinitate, către ceva celest. Acolo, celest, ca la lucrările. Acolo, din mai multe scoici, se va naște din fiecare scoică o fecioară. O fecioară. Întrebare, lucrezi deja la acest... De 3 săptămâni. De 3 săptămâni te-ai apucat de lucru. Lucrez, foarte iar interesant. Acele scoici din Botticelli, acea scoică în care se naște Venus, pictată de Botticelli, acea scoică vor fi mai multe, vor fi eleștee pe fundul, eleștee din plastic normal, ovale, care îți vor da sentimentul unor mici lacuri eminesciene, pe fundul cărora va sta
o oglindă, fundul va fi, fundul plasticului va fi acoperit cu o oglindă exact de dimensiunea care va reflecta fundului. De fapt, nu? Peste o oglindă vor fi 10, 12, 15 centimetri, depinde de înălțimea acestui eleșteu de apă, iar în apa aceea vor crește și vor înflori nufer. Nufer. Cine te ajută la executarea, să spunem, tehnică, pentru că imaginația artistică există, dar e nevoie și de o anume tehnicitate, e nevoie de o sumă de bani. Cine să mă ajute? Dacă nu, eu n-am cerut niciun ajutor, mă va ajuta Dumnezeu să o izbăvesc până la capăt, iar dacă primele proiecte și prima sală în care vor fi deja un eleșteu pe care l-am făcut cu nuferi și vor fi primele 6 icoane puse pe un suport oval. Deci toate lucrările puse în preajma pereților care au deja niște culori ancestrale, cum e acest verde. Așa. Am văzut pereți de acest verde, poate și mai stelar, poate și mai nelumesc decât e acesta, dar și acesta e super. O simbolistică întreagă ne povestește aici că va fi. În fața acestor lucrări, așa, pereți și nu bătute pe în pereți, ci atârnate de sus, de pe plafon, aceste lucrări vor sta sub forma unui anfiteatru și vor păzi acel eleșteu în care orice mamă va putea veni cu copilul de câteva zile sau de câteva ceasuri să-l alăpteze, să se oglindească în pe fundul nuferilor și să-și vadă nu doar chipul, ci și propria icoană pe care a născut-o. În câte săli de acest fel vor fi? Nu știu încă. Depinde totul depinde de arhitectul care a făcut această construcție, pentru că el e mâna mea dreaptă. Orice proiect, și am 90 de motive de galerie, îl voi pune în practică doar cu ajutorul acestui arhitect și doar în locurile pe care el și cu mine le vom găsi. Deci considera dacă le vom găsi deja merită. Aproape naturale să devină galerie. Pentru că nu orice coridor, nu orice cameră are și ideatica unei galerii. O galerie, exact cum vorbeam de lumina îngerilor sau de întâlnirea cu îngerul, este prin naștere un loc al meditației, un loc al întâlnirii cu frumosul, un loc al întâlnirii cu eternul. Pentru că nimic în afară de artă nu poate să-ți deschidă asemenea. Nu rezistă vicisitudinilor așa cum rezistă arta. Și pentru că timpul zboară, scuze că e foarte interesant acest proiect, așteptăm să-l vedem, desigur, să-l realizezi. La 1 iunie. La e 1 deja iunie, o invitație care e bătută dacă în cuie. Dacă ești amabil, măcar în citare, așa, în trecere, să ne spui și despre expozițiile în proiect care vor avea loc în alte locații geografice, chiar în capitală, chiar la Palatul Culturii din Iași. Vorbesc de trei locuri superbe. Unu, unde mi-am trăit prima copilărie. La Cluj, adică vrei Cluj. Să... Da. E muzeul de artă din Cluj, care are niște probleme de reorientare spațială și de a fost moștenit, a fost revendicat, a fost, iar noi când cineva, chiar și un țigan, vine și spune acest spital de copii a fost al meu, noi, nu eu, ci primarul unui oraș, îi va spune, da, țiganule, cum să nu ți-l dau? Cum să nu, că ai muncit pentru el, ți-ai jertfit viața și tinerețea. Sigur, așa se întâmplă astăzi
și cu o mare parte din Muzeul de Artă din Cluj. E o dramă pe care nu pot să o dezvolt pentru că nu o știu. Dar da, așa sunt s-a întâmplat probleme care nu cu o mare le, bucată nu ne din Spitalul de Copii lui da. Țurcanu, care iarăși este o dramă. Și... Dar e bine că Timișoara a fost în stare să reînalțe din temelii de jos, de la rădăcină, un spital întreg de copii și să înalțe o maternitate, adică maternitatea însemnând o viață. O naștere viață a puncilor. Da. Și la Iași, Palatul la Culturii? Iași, Palatul Culturii, a fost ziua lui Eminescu, în 15 și ai iunie. Fost invitat, da? Și atunci, la prefectură, am cunoscut niște artiști, niște oameni de televiziune, niște poeți din Iași, cărora le-am dăruit această mică carte și la care, după 3 zile, din acest dar a venit invitația de a expune în Palatul Culturii din Iași, care pentru mine poate că e cea mai frumoasă clădire da. Culturală și nu numai culturală a României. Iar Iașul nu doar că ți amintește tot Iașul de Eminescu, nu doar că ți amintește de slăbiciunile poieților, ci are un farmec aparte, un farmec pe care doar e ducându-te și glasul în copou, istoriei aici, doar ducându-te nu? În copou, e și glasul istoriei, vei înțelege. Desigur că da. Istorie, sigur că da. Iar Bucureștiul? Iar Bucureștiul te așteaptă. Bucureștiul mă așteaptă tot într-o da? Galerie sublimă care se numește Galeria Teatrului Național. Oh. Această invitație vine deja de ani de zile din partea unui mare prieten, unui mare actor. S-a numit Pino, așa l-am cunoscut toți prietenii lui. A fost marele actor Ion Caramitru, da. care până în 89 făcea niște, cu Dan Grigore, făcea niște recitaluri de poezie de ziua îngerului nostru Eminescu la Capitol, uluitoare, pe care n-o să le pot uita niciodată. Acest Pino a fost luat dintre noi de către acea javră de maladie sau de chiara dracului, de COVID, nu știu dacă n-a fost chiar chiara dracului făcut sau izbutit o clipă. Păcat, să iasă da, valori, din întuneric. Valori. L-au luat într-o clipă de nedumerire și a plecat cu o modestie incredibilă pentru măreția sa ca actor și manager de teatru. Și vreau să te întreb dacă în toate aceste locații, așa după cum se obișnuiește și tu obișnuiești, rămân lucrări. Pentru că e foarte mare lucru să se păstreze în muzeul respectiv lucrările artistului care a expus. Nu poți pleca fără să lași gazdelor un semn. O amintire. Dar rămân ca lucrări aparținătoare acelor săli ale muzeului. Se păstrează aici, e important, nu? Așa sper. Așa trebuie. Sper. Așa cum știu că Consiliul Județean, căruia prin cei doi reprezentați, prin domnul Nica și prin directorul Claudiu Ilaș, încă o dată le mulțumesc că am acest superb cadou. Deci a pornit de la ei, a pornit dintr-un spirit de reparație morală, cred, pentru că e prima oară când cineva, o instituție de stat, îmi sponsorizează o bucurie. Un catalog, o bucurie. Da, o bucurie. Catalogul pentru un pictor e ca și arcușul unui Stradivarius. E aproape la fel de semnificativ, pentru că expozițiile trec, se duc. Sigur. Și tu doar le povestești ce frumoasă a fost. Când rămâne un catalog după o expoziție și îl poți prezenta unui public
de toate înălțimile spirituale. Dar e un document, ăsta deja nu devine mai un document. Nu mai poate albumul, nimeni să spună nu e mincinosule. Nu. Document artistic și însoțit de mărturiile care le face artistul, cum s-a întâmplat de data aceasta. Noi îți dorim foarte mult succes. Și încă un singur lucru despre catalog, pentru că am vorbit despre Doina Uricariu. Pe marginile catalogului, pe acele manșete, am pus textul ei sublim. La mijlocul catalogului am pus un alt text, la fel de sublim, al lui Vasile Bogdan, 3 pagini de Vasile Bogdan, pentru care, ca să-l pot echilibra, ca să-i pot arăta valoarea textului, mi-au trebuit 100 de imagini. Îi mulțumesc lui Vasile pentru acest text. E criticul, e omul de cultură cu care în ultima vreme aș vrea să mă duc peste tot în lume. Mulțumim foarte mult pentru aceste mărturii de autor, mărturii de artist. Și îi dorim lui Mihai Olteanu să aibă în continuare aceeași disponibilitate dăruită, cum spune el, de înger, să ajungă pe teritoriul imaginației artistice și să ne dăruiască multe alte lucrări care rămân apoi mărturie a unui moment istoric, cultural al Timișoarei și nu numai. Mulțumim foarte mult și mult succes! Sărmâna, suntem în săptămâna mare a Paștilor Catolice și nu pot să vă spun decât Hristos va învia, Hristos înviind de fiecare dată doar pentru veșnicia noastră. Stimați telespectatori, mulțumim lui Mihai Olteanu pentru această mărturie și dumneavoastră pentru atenția acordată. Ne întâlnim duminica viitoare la aceeași oră. Cu bine! Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.